Tavolugul scumpirilor este de neoprit. Banca Națională anunță că punctul culminat al majorărilor nu a fost încă atins, iar inflația va trece de 11,2%. De vină ar fi majorările prețurilor la combustibili, la alimentele procesate și la materiile prime agroalimentare. Au existat presiuni suplimentare care au apărut din cauza creșterii prețului combustibilului, pe de o parte, și a alimentelor procesate. Adică prețurile din energie, care au fost principalul determinant al inflației și continuă să fie, din păcate s-au transmis cu o viteză mult mai mare decât cea așteptată în prețurile produselor procesate și mai ales a alimentelor. Aceasta este cauza pentru care crede Banca Națională că inflația va depăși estimarea făcută în februarie. Dacă nu ar fi fost aceste măsuri de plafonare a prețurilor la gaze și energie, probabil că inflația ar fi avut mult peste două cifre în acest moment. Deci efectul acestor măsuri este foarte bun din acest punct de vedere, dar ele n-au putut compensa celelalte creșteri de prețuri și de aceea